să fie prezent măcar 8, dacă nu 9. 8 sau 6, la 8, dar dacă nu 8 sau 10. Nu, cu 8 să țin. Deci jumătate de sus. Numai dacă sunt proiecte în domeniul public, atunci ne avem nevoie de 10. Nu au fost prezent 8. Nu, deci jumătate de sus, nu? Noi suntem 15. Deci jumătate este 8, 7 jumătate. Deci dacă suntem 8, ședința este statutară, se poate desfășura. Dacă avem însă probleme de 4-9, ne trebuie 2-3. Și atunci aici nu avem nevoie. Dar luăm puterea de zi, deci poate prezentați care considerați dumneavoastră sunt motivele acestei absenții. Domnul inginer, vă rog să filmați fiecare în timp ce vorbește domnul primar și după aceea o să avem de a dați cuvântul și la consilier, la fiecare, să spună punctul de vedere, dacă tot nu e statutară și de vedere. Nu suntem 6, 10, 15. Deci să fie poate și chiar spirit de datorie față de cetățenii comunei pentru consilierii care au înțeles ca astăzi să se prezinte la ședința Consiliului Ordinară a Consiliului Local. Repet, materialele au fost date la timp. Invitațiile au fost date conform legii, respectându-se termenul legal. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte de hotărâre. Aș începe cu primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind acordarea de drepturi bănești elevilor olimpici din Comuna Gura Vaii. Aici ne trebuia doar avizul și recomandarea posibil de administrația școlii, suma de bani avea un buget și trebuia ca fiecărui copil care a obținut un premiu la Olimpiade să-i apărăm o sumă de bani. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune a spațiului cu destinația de cabinet medical către medic de familie, dr. Matache Luminița, legea îi obligă pe dosoara dr. Matache să-și facă un cabinet de medicină a munții din persoană fizică sau cabinet individual în SRD. Ordinea 3, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la investiția construire cămin comunal, satul Brava, Comuna Gura Vaii, de Bacău. Aici mă întreb că pe toate drumurile din Brava merge domnul viceprimar și consilierii PSD și spun Valeriu Comilața nu vrea să facă, să mai construiască acel cămin cultural. Cum să dai drumul la lucrare? Cum să termini procedura de achiziție publică? În momentul în care consilierii PSD cu domnul viceprimar în frunte nu se prezintă să aprobe indicatorii tehnico-economici. Pentru toți cetățenii care vor viziona această postare și această filmare, menționez că lucrarea construirii în cămin cultural sat cultural Comuna Gura Vaii este pe seară. Așteptăm avizul de legalitate. Acum este stadiul de verificare. În primă fază s-au înscris deja 7 societăți, între care Alconem, Conestrus, Domicos, mai multe societăți care și-au terminat oferta de a participa la licitația construirii căminului la Mânturat. Sperăm că aceste firme vor participa și în următoarea etapă la licitație și fiind firme puternice, construirea căminului cultural Brava să se termine până în octombrie. Fac precizarea că avem 5 miliarde în primă fază a lucrării anului 2016, de care noi ne vom folosi pentru demararea lucrărilor. Restul miliard și 500 pe care le avem suplimentare care să primit de la Dumnezeu pe cei 111 din Brava, le vom folosi pentru alte proiecte, următoarele două pe care le am prins tot pe ordinea de zi. La punctul 4, proiectul hotărârii privind rectificarea bugetului local al LA GURA VAII pe anul 2016 privind taxa de salubrizare. Aici doar atât trebuia să se aprobe indicatorii economici privind încasare și plată. Noi deja încasăm de la persoanele fizice din Comuna Gura Văii, încasăm taxa de salubrizare, dar în aceleași ordine de idei, ca să putem face plățile către firma care ne prestează serviciul, respectiv firma în preț, suntem obligați să aprobăm prin Consiliul Local. Și mai avem proiectul de hotărâre în viitoare bugetului local al Comunei Gura Văii pe anul 2016, modernizare, drumuri rutiere. Este vorba de acel proiect pe care, de 3-4 luni, mă chinui să-l implementez. De fiecare dată m-am izbit de opoziția domnului viceprimar, a domnului fost primar Pașcu și a consilierului PSD și a doamnei Bucur Luțica. Este normal, sunt sigur că dumneavoastră, dragi cetățeni, veți trage concluziile de rigoare privind gravostea față de comună și cât i-a avut de-a lungul timpului pe acești oameni, pe acești domni, plătiți din bugetul local și, în special, care fiecare și pare putentă, nu-i putentă, este o realitate și de care se observă dragostea față de comună a domnului viceprimar Ambrosii, plătit cu 26.600.000 de lună bani în mână, și consilierii de Consiliul Local, care întotdeauna, cu toți consilierii PSD, s-au opus proiectelor de hotărâre pe care le-am propus spre aprobare, și asta doar din dorința ca eu să nu fac nimic. Îmi pare rău că o spun, îmi pare rău că nu sunt aici, dar tot în aceeași ordine este normal ca dumneavoastră să trageți concluzia care va trebui imediat perioadă, vor bate din poartă în poartă, vor veni cu ursul foarte mulți de la PSD și vor spune, votați-vă că votați mâine, care mâine vedeți astăzi, scuzele de lucrare, acel mâine îl aveți astăzi în fața dumneavoastră și sper din toată inima ca dumneavoastră să știți să le spuneți să se ducă tot acolo unde sunt și astăzi. Doamna Lucica, nu stă de oră, o să vină la Consiliu, la ședință de Consiliu, plecați pe Onești, acolo doar. Are cumva apă, are unul asfaltat, care nu-i trebuie nimic, că nu-i cultura, nu-i trebuie, nu-i trebuie de alimentare cu apă, se fac oameni la pătrășcare, nu-i alimentez dacă nu se putează de către consilieri. Vine și spune, mâine, poimine, vă vreau bine cetățenii mei, dragi, eu vă iubesc, nu mai poate de alta dragoste. Cam atât ar fi, n-ar vrea să... Vă rog să nominalizați fiecare, cum îl cheamă și de la ce partid, faceți ca o prezență, cine este prezent, las pe fiecare. Avem acolo și... Dacă e prezent... Pentru fiecare consilier, încep de la... Intrare spre Sera. Ciubotatul Vasile. Trece și pe fața mea, partea aceea. Deci e prezent sau e absent? Da, absent. Bucur Iocica, consilier de două mandate. Absent. Da. Absent, da? Pașcu Vasile. Mustea Rubel, Ionică Iliana. Exact, Ionica Anțioare. Ca o mențiune și o durere. Doamna Ionică Iliana e de vreo 3 luni de zile consilier. În pădinata aș fi pus asfaltez acel lucru de la Stavarachi spre biserică, în votul dânsei cu asta astăzi, acel drum, și acel drum să fie asfaltat, va mai avea ocazia odată să mai voteze în asemenea proiect. Domnul Panțăroane locuiește în Demeria, are rude îngropate la biserica la Cardinal Grof, un pic grof. Dar domnul Panțăroane are rude la biserica din Părtinata. Are rude negotrează și Demeria. Acel grup în abilitate de lăsat Demeria, acolo, unde are. Ce? Uitat așa de toți. Ți-ar fi însemnat ca un kilometru jumătate de drum să fie asfaltat cu mole, cu șanțuri și un port peste turul unei făcut modern. N-ați putea să uite un lat în rana de la Troieză scăienată. Era o binecuvântare pentru oamenii care stau acolo, Călinchia, Ciubotarul, Bărcăceanul, Luca, foarte mulți oameni care sunt în acea zonă, care așteptau și ei să meargă în drum asfaltat. Și cetățenii din Gura Vaii, care de câtea ori au fost inundat de două ori, cât ar fi însemnat acel drum la biserica de jos până în zona Apostol Cristian Pașcu, de la partea căruia trece acel drum, să fi fost asfaltat. N-ar vrea să închei fără a sublinia, și o spun mult și cu multă sinceritate, prezența domnului Barbu, care chiar împotriva tendinței partidului și tendinței de a se opune a celorlalți dânsul pentru comunitate. A venit de fiecare dată și în ultima perioadă, o spun cu mult respect, chiar dacă în alte anturaje au primit reproșul că, bineînțeles, se spune că s-a aliat cu cei de la PNL și cu primarul, nu. Sunt fel convins că dânsul s-a aliat cu cetățenii comuni. Nu cu PSD-ul, nu cu PNL-ul, nu cu UNPR-ul, nici cu altele. S-a aliat cu necesitățile și până la urmă doleanțele cetățenilor de comună pe care dânsul îi reprezintă. Îl admir și chiar vă spun sincer, recomand cetățenilor din Gura Vaii ca pe lista pe care va fi pus să dea un vot acolo, că îl merită cu multă și cu multă dreptate. Cam asta ar fi la ceilalți consilieri că recomand, dacă ar avea câteva cuvânturi și impresii, dar cred și o menționez că istoria comunei niciodată, dar absolut niciodată, nu cred că s-a mai întâmplat așa. Atâtea ședințe la rând să se opună cu atâta răutate, fiindcă vrea cineva. S-a menționat la ședința anterioară că vorbesc mult, vorbesc, dar vorbesc cu inima. Tot încerc, ca prin argumentele pe care le aduc. Și întotdeauna vin la mine cu documente. Le așez lângă mine, ca întotdeauna să pot să le deschid, să dau și argumentul scris, nu numai cel vorbit. Vorba zboară, documentul rămâne. Vorbesc și vorbesc întotdeauna, fiindcă vreau ceva. Vreau ca și comuna mea să facă acei pași pe care totuși, în acești 4 ani, s-a făcut rapid. Vreau continuat ritmul, indiferent cine va fi la conducerea primăriei. Consilierii care vor fi trebuie să știe că e momentul să nu se mai opună proiectelor care aduc beneficii colectivității și cetățenilor din Gura Vaii. Cred că în 26 de ani nu s-a mai întâmplat niciodată ca de atâtea ori consilierii, și fac o paranteză, de fiecare dată la hotărârea domnului viceprimar. Iar odată este o realitate, sunt procese verbale care de fiecare dată am menționat. Consilierii PSD, nu de cu Antoși viceprimar. primar, au părăsit sala, consilierii PSD sau au părăsit sala la terenul de sport. Aici, la toți care acum s-a mutat proiectul, terenul de sport este, se joacă pe este terenul, o bază sportivă modernă. S-au opus turul la contrat. Noroc de Florin Grigore, care a avut argumentul de a făcut, de a urma votul și drumul s-a făcut, a rămas amintete de amploare. S-au opus digul, un dig care protejează la ora actuală 3 sferturi din populația satului. S-au opus și au tot proiecte. Dar o să vedeți pe drum ce frumos vin și vă promit iar aceeași bunăstare și aceeași dragoste față de dumneavoastră. Cred că istoria va consemna lașitatea de care o vadă și lipsa de bun simț. Cu asta cred că am spus tot, fiind așa ca un fel de gazdă și vreau să fiu o gazdă corectă, cinstită, chiar avea să dau un lucru singurul care cred eu că din opoziție și merită locul și care dă dovadă de eleganță. Și are și experiență a 25 de ani de consilier. Da, este foarte adevărat că ne aflăm într-o situație delicată, de nedorit. Legea administrației publice locale stabilește clar atribuțiunile consilierului local, în sensul că el este obligat să participe la ședințele ordinare, care se desfășoară lunar la convocarea primarului. La nivelul unei comune există 2 compartimente care conduc activitatea primarului. Primarul aparatul propriu, format din primar, viceprimar și secretar, și consiliul local, format din cei 15 consilieri cu 3 comisii de specialitate. Funcționarea comunii nu se poate realiza decât numai dacă proiectele propuse de primar, de viceprimar sau de un grup de 5 consilieri, o treime de consilieri, nu sunt avizate de comisiile de specialitate, dezbătute și aprobate în Consiliul Local. Dacă Consiliul Local își desfășoară activitatea, este clar că activitatea la nivel de primărie se blochează. Și în această situație se pierd zile întregi degeaba. Toate proiectele care sunt în derulare și care sunt în obiectivul primarului sau grupului de consilieri, ele trebuie să fie dezbătute în cadrul Consiliului Local. Am rămas surprins că de data aceasta nu este pentru prima dată când nu se poate ține o ședință a Consiliului Local. În mandatele trecute au fost situații când primarul nu a convocat, din diferite motive, ședințele Consiliului Local, erau și problemele financiare. Dar de fiecare dată când Consiliul a fost convocat, conform legii cu 5 zile înainte, consilierii s-au prezentat la ședință și ședințele s-au putut desfășura datorită minimului de participare. 8 consilieri sau 10 în cazul aprobării proiectelor de patrimoniu. În ce privește acest proiect legat de dezvoltarea infrastructurii rurale, sunt într-adevăr unele lucruri de precizat. Dacă țineți minte, la ultima ședință, domnul viceprimar a venit cu niște date legate de faptul că multe din drumurile care urmează să fie asfaltate, anumite măsurători s-au făcut. Era bine, domnul primar, dacă eu m-am uitat în dosarul de ședință, ați pus din nou proiectul în dezbatere. Dar mă gândeam că veniți și cu argumente, dacă la nivel de primărie, în arhivă, există documentație privind măsurătorile făcute pe aceste drumuri sau nu. Pentru că în felul acesta înlăturăm orice suspiciune. Și probabil că dacă veneam sau atașați sau sigur o să veniți, sigur nu o să lăsați ședința neconvocată. Că acum nu mai puteți convoca ordinarea și convocați extraordinară. Ordinarea ați convocat. Să veniți și să argumentați dacă există Și atunci vom vedea exact ce vom face cu acel proiect de hotărâre. Ori putem până la spus, sau putem anumite sume pentru a se putea face anumite măsurători. Nu pot să iau o hotărâre până nu văd exact situația măsurătorilor făcută. În rest, eu am un punct de vedere. Am pus destinele învățământului la nivel de Gura Vaii peste aproape 20 de ani, director de Cameră 5, consilier. Eu nu merg pe ideea că cei care au lucrat sunt din nou, trebuiau să vină despre personal. Dar, în general, o atmosferă, atât la nivel de consiliu, cât și la nivel de primărie, depinde foarte mult de primărie. De cel care îl conduce. Și cred că aici nu va spera să se ținut în el mai care e din dar se vede că trebuie sfârșit de mandat, lucrurile au luat destul pe rastă. Deci, ședințele Consiliului, bine că nu se întâmplă această tensiune, să zicem, la jumătatea de 2015, că cam activitatea aproape un an de zi la primărie. Cred că trebuie mai multe informații din partea noastră, în așa fel, că suntem la cea mai descendează. Trebuia să găsiți toate modalitățile să existe atmosferă de lucru. Eu cred că ați încercat, dar ce să vă spun? Este regretabil știința se ține, pentru că sunt proiecte de ordine de zi și, începând de la acest moment, o parte de activitate de la zi sunt variate, adică premiile tinerilor, apoi serviciile sau autorizare, plus indicatorii tehnici, apoi am înțeles că sunt probleme și cu raportarea pe care am avut. Deci poate că seamă un consens. Dar în care sunt probleme, da. Eu ce sunt? Asta e punctul de vedere. Diplomația conducătorului este tot. Și atunci, fără nevoie, cei care colaborează cu conducătorul, dacă constată că conducătorul are dreptate și prin diplomație puteți dovedi cam tot timpul de vedere. Se ameliorează, dar asta e un punct de vedere. Eu ce să vă spun? Nu pot să spun că eu am nici o tensiune care s-a creat și care nu poate fi aplanată. Cred că ea se va aplana de către alegătorii cinciuni. Atunci... Am înțeles, hai să vă dați un cel acesta. Da, e un punct de vedere. E un punct de vedere. A fost foarte bine menționat aici, domnul Barbu. Diplomația conducătorului. Eu sunt conducător, da? Păi ce diplomație să ne fac? Le-am pus fotoliu, Dumnezeu, nu cu fotoliu, cu rost. Ce să ne fac? Dați-vă concluzie să răspundeți la urmă, spuneți să răspundeți. Ca idee, nu deranjează nimeni pe victimar. Vine la ora 9:10, pleacă la 4 și probleme de la familia lui, de la societatea lui. Nu-i spune nimeni, dă-te mai încolo. Nu-i spune nimeni, eu știu cu amintați cu social. Nu-i spune, domnule, că nimeni nu-i. Și prin domnule, mai mult de atâta. Eu nu mă port așa cu nimeni, nu mă port cu dânsul. Dar dacă dânsul a luat decizia la Pașca acasă, cu doamna Lucica și cu mai mulți, să nu voteze nimic până după alegeri, să fie lucrurile anterioare, care au spus, indiferent ce va fi, nu vor vota niciun proiect până după alegeri. Ce de diplomație mai trebuie unui primar, dacă... Bine, aici ai cu primar, dar ce ai cu cetățean. Este ședință ordinară, au obligația legală pentru care au jurat că vor respecta cetățeanul și vor fi în slujba lui. Ce are autorița mandatului de cuvine să-i aprobe concesionarea pe societate? Aici ai cu primarul, dar ce ai cu proiectul de hotărâre al doctorii. Ce ai cu oamenii de la Pătrășcani, care trebuie să fie acordați la alimentare cu apă, să primească apă metre, să putem da număr la alimentare cu apă Dubrava. Ce ai cu oamenii din Dubrava, care le spui primarul. De ce nu vrei să votezi indicatorii economici? Cum poți să-i faci plămâni dacă nu ți aprobă un consiliu local? Nu? Ce? Nu vrei să votezi pentru drumuri? Să te de acord, poftim, nu vrei, dar celelalte 4 proiecte o să vii să le votezi? Aici e cu mine, vorbim cu lor, că nu vorbesc deloc. Eu pot să nu fiu în sala de ședință. Nu? Dar ți-ai cetățeanul. N-ați crede de cumva, nu că aici deja este prea multă rotate. Că nu vor eu să fac, eu așa o consider. Și nu-i prima dată când se filtrează. Și nu cred că cineva a fost mai diplomat decât primarul Valerică Mihaița. Din mai multe vorbire. I-am sunat pe consilieră, le-am trimis acasă invitațiile, cum așa, la primărie, cu oameni de la primărie. I-am rugat să vină, măcar să voteze proiecte de hotărâre pe care le consideră corecte din punctul meu de vedere. Mai mult atât ce pot să le fac. N-aș vrea să cred că la alte primării chiar le cheamă și cu furseul și cu ce să le amintim, cum le aduceam așa cum le amintim. Ce să le mai amintim? Cam asta ar fi. Dacă ceilalți consilieri doresc, măcar așa o impresie sau care m-au experiență. Da, trist și iarăși tristă dacă ne uităm la masă, că jurul nostru trebuia să avem 12-15 consilieri, 14, patronul cu probleme. Ce să vedem? Adevărat, consilieri și consilieri era ceartă de sculă, eram prezenți. Asta e, atâta gândim, atâta facem la final de mandat. Păcat că sunt 3 luni de când întâlnim cu aceste proiecte, care este posibil să nu se știe ce se întâmplă până la urmă. Sper că consilierii mei care vin din mandatul nou, în iunie 2016, să aibă altă mentalitate și la bine și la rău să fie grămadă la masă cu toți, să găsească cea mai bună cale care se poate merge proiectele în continuare. Felicitări domnului primar pentru mandatul dus, domnului contabil sumele că mereu le găsește să le pună unde trebuie și multă coaftă în continuare. Să aveți putere de muncă. Mie personal chiar îmi pare rău că campania electorală a început cam pe vreme. Ultimele 5 ședințe de Consiliul Local s-au transformat mai rău ca la un circ. Aici îmi pare rău. Ca consilier local, care reprezentăm un segment de populație, trebuie să fii cu un pic de demnitate, cu argumente, să te bați pentru un ban, așa e normal. Atitudinea fiecăruia, normal trebuiau să vină la ședință, fiecare să-și pună punctul de vedere. Opinia fiecăruia e opinia lui, nu poți să-mi dai că omul e asta gândește și de asta face. Cu ședința de astăzi, chiar îmi pare rău. Primul proiect era să acordăm niște sume bănești la olimpici, care au reprezentat în LA Gura. Surprizător, din acești copii, chiar am pus suflet pentru acest proiect, Comisia de Învățământ. Am zis să nu dăm bani, cum a fost cu Moș Nicolae, cu Moș Crăciun, să dăm la toată lumea. Dar am zis ca vârfurile să fie stimulate. Era bine că surprizători din acești copii sunt copii care părinții lor n-au situații financiare. Și au pus de acolo când am fost să prezinte la examinări și rătăcuit un pachetel și aia. Asta e. Altceva ce să mai spun. Mulțumesc colegilor mei. Chiar au avut credință față de domn primar, de Consiliul Local. Urez noi locali la succes în alegeri, atât primarilor, cât și consilierilor. Mulțumesc! Da, eu vreau să mă gândesc că corectez un pic colegul, campania a început decât s-a destremat cu SLR. Sincer, un primar, într-o mandat, este inginer rușinos din partea lor. Și în față le spun să le fie rușine. Pentru că au pus mâna pe Biblie și pe Biblie politice și-au jucat pentru binele comunității. Eu, campania asta, am să zic din parte în parte, cu orice om am să mă întâlnesc, domnul inginer, domnul primar, doamna, domnii și am să mers personal, să nu accepte să se întâmplă pe ei, pentru că este rușinos ca acei copii care ne mândrim cu ei, poate o să fie cei mai buni din România, dacă treci de la noi, să nu dea ce pe acest bănuț. Cât am putut noi să ne dăm. Sincer, mi-e rușine de ei și n-aș vrea să mai facă parte din Consiliul care va urma și doresc domnului primar Bogdan Baftă, în continuare, în mandatul care va urma și să facă o echipă puternică ca să câștigăm primăria și comuna și să meargă treburile așa cum trebuie. Pentru că dacă dăm un pic în urmă și vedem ce s-a făcut în acești 4 ani, s-a făcut în 25-30 de ani în comuna asta. Mulțumesc mult! Bună ziua! Multe dintre lucruri pe care m-am dezbus sau l-a spus domnul primar, cât domnul consilier, un lucru pe care aș vrea să amintesc, faptul că domnul viceprimar la ședința trecută nu prea cunoaște lucrurile locale, comunale, lucruri județene care sunt în comună, faptul că n-am zis de dorește. El atunci citea cu hârtii care aveau inventariere, cred că nu știu ce erau, nu știu cadastru, nu știu ce era. El avea toate drumurile, deja avea vreo 70 km de asfaltat. Deci asta avea. El nici măcar nu face confuzii, foarte grave. Pentru că atunci când s-a dus FEOL, nici măcar nu era intabulat. Nu erau intabulate drumurile și ca să faci proiecte europene nu poți, fără să ai intabulare, nimic. Deci nu poți face nicio investiție pe. Dar lipsit de, știu eu, cum să absorbe fondurile europene, cum să demarează un proiect și asta, a vorbit. Da? El a înțeles. Sper să scăpăm un pic de acești oameni care fac naveta. Adică este rușinos ca fiecare a făcut niște ședințe și treci podul la Gura Vaii, la Unești. Dar dacă ar fi trecut spre Dumbrava, era rușine, că întreba oamenii la Dumbrava. Temeria, domnule, dar unde? Cine a ieșit la ședință? Cine a votat? Da, atâta de timp cât el trece la podul la Gura Vaii și se duce la societatea lui și la etajul 3 sau nu știu la ce etaj, dar Unești, e rușinos. S-ar putea să greșească așa cum nu prea cunoaște importantele comunii, nu cunoaște drumurile, să ne pomnim cu afișele lui inclusiv la Rădoarea. Cam atât am spus. Legea este inadmisibil de faptul că aceste două lucruri consider de PSD și UNR vorbim la ședință. Cu atât mai mult că avem de €1.000.000 și acordarea regulilor părești olimpicilor din Gura Vaii. Ce pot să zic este faptul că este de-a dreptul rușinos și nu am de ce să zic altceva decât o evoltă interioră. Atât. Poate doresc și domnul dar să democrație total. Complet. Bine la acasă. Prima dată când vină la o ședință, datorită lui domnul Grigore, că el mi-a zis că, uite, dacă vrei să participi. Dar să știți că am rămas profund dezamăgit. Nu am cuvinte să vă spun dintr-un partid care este în opoziție, să mergi în opoziție, să fie așa de ignorant. Să nu vină la o ședință de așa la urmă. Că am înțeles că aici se vor dăra unii treburi în ședința respectivă. Dar întrebarea care trebuie să spun este, este consilier de 3 luni de zile, cum ați afirmat, domnul primar. Cine a pus această persoană? Se pune pe rude, se pune pe neamă, se pune pe pire. Domnul, ce-o făcut, domnul, asta, 3 luni de zile? Și mi-a scris undeva asta, 2-3 luni de zile, o chestie care a scris așa. Domnul primar, dar consilierii ce fac, domnul? Știi ce mi-a răspuns? Mi-a spus că vin numai să iau bani. Și atunci, ce să mai avem treabă cu ei? Eu nu sunt nici de stânga veșnică. că aceștia s-au adus aportul în societate. Încep aleator. Vișan, Malus, Florin. Toate ulițile din Temelia le-a bătut piciorul, toate șanțurile le-a parcurs alături de cetățenii din acea comunitate, cu lopata în mână, a turnat cot la cot cu cetățenii, beton, pentru șanțul și rigole. De fiecare dată s-a implicat în rândul cetățenilor din Temelia. Menționez, Gorlan Costică și șofer de basculantă face, îl ajută să facă mult bine în rândul cetățenilor. Are un contact permanent și oriunde este nevoie, vine și transmite doleanțele cetățenilor. Menționez Florin Gripoli, împătinata, oricând a fost nevoie, a trimis basculante, s-a dus pe fiecare uliță și a spus aici de asta, aici de făcut, mai chiar a venit de câteva ori și cu tractorul dânsului și a ajutat. În mod special, menționez aportul deosebit al domnului Găman. N-a existat lucru aproape pe care am vrut să-l fac. Și aș începe cu stațiile de autobuz. 50% sunt meritul dânsului. În timp ce dânsul și în timp liber, și chiar toată în timpul programului la școală, a studat, a făcut tot ceea ce trebuie, domnul viceprimarul, care ar trebui să fie gospodarul comunei, n-a avut o șaibă sau un aport la acele stații de autobuz. Porțile de la teren de sport, la un prejunitor, și ale și broaște de pe la primărie, când a fost dânsul, le-a reparat. Îmi pare foarte rău, dar, fac și o paranteză, este decizia dânsului, chiar nu a mai vrut, datorită bălăcărelilor, datorită nesimțirii de care s-a dat dovadă în ultimele ședințe, a spus, nu mai vreau să fac parte din un asemenea consiliu. E decizia lui și a familiei lui, chiar cred că am pierdut un consiliu foarte mult din consiliul ăla. Oricând a fost nevoie, am găsit pe șapte de aia, oricând a fost nevoie, de-ar și-mi spun, a fost călător la consilierilor, de toată gura lui și cred că de foarte, foarte multe mandate, nu l-am trecut nimic. Menționez zona de sus a statului, consilierul Diaconul Daniel, care cu taică sora de fiecare dată au contribuit la rigole șanțul și peste o loc unde am fost nevoie. Iar, la final, ca să nu țin prea mult, să vă plictisesc, menționez aportul domnului Paru, care, chiar dacă de multe ori și pe Facebook, mulți l-au împroșcat cu noi, nu. Spun cu toate certitudinea, dânsul, familia dânsului, ne-a dat terenul pentru rezervoarele de apă și nu l-a dat. L-a dat cum trebuie, conform legii, evaluat acel teren și consider că dacă atunci nu ne dădea acel teren, întârziam definitivarea proiectului și astăzi nu mai aveam accesat 1 milion de dolari. Am testat în acea zonă foarte mulți cetățeni care mai aveau teren. Tot vreau să vândă, dar niciunul, pe excepția familiei Cădinară, nu mai aveau cadastru în tabulare și dezbaterea moștenirii făcut. Familia Cădinară, căreia noi ne-am adresat prima dată Consiliul Local, a renunțat în final la mai mult teren. Și atunci ne-am rugat noi de familia Banu să ne dea. Perdeam 1 milion de dolari în mătare cu apă. Nu este că postează mulți pe Facebook sau în postul cu noi. Conform legii, dânsul nu a votat. Deci nu a votat, așa spune legea, nu are voie să participe la vot. Decizia a fost a Consiliului Local și n-ar vrea să se mai ducă alte expresii de aluzie, să speculeze nimeni ceva care nu este drept. Întotdeauna am fost corect, drept și ți-am spus, am spus-o cu demnitate. Întotdeauna am dat cezarului, ți-am cezarului și când cineva și-a dus aportul în comunitate, am spus da. Și astăzi, cu asta închei, dacă acești domn consilier, domnul viceprimar, erau aici, chiar eram dispus să scriu undeva în padră. Mulțumesc consilierilor PSD și domnului viceprimar și fost primar Pașcu, doamne Lucica, pentru înțelegerea de care au dat dovadă și au votat proiectele. Și au adis-o. Noi nu putem plăti la adis. Vom intra în penalități. Voi îndrepta penalitățile împotriva dânșilor. Ce sume se vor aluna, menționez, voi fi sau primar, demarez deja acțiunea de a recupera sumele, respectiv penalitățile care le vom plăti firme, om plăst, așa scrie în contract pentru orice zi penalitate, avem penalitate 0,1%. Ei, când voi îndrepta împotriva consilierilor și vor plăti din bani proprii, din salarii pe care le au, vor înțelege și după ce vor mai ieși. Dacă vor și consilierii mandatul următor, că nu trebuie să lipsească la ședințe ordinare la care sunt și plătiți. Și cred că foarte bine plătiți 3 milioane. Deci 330 de lei. Pentru câteva ore, pentru un acord în folosul comunității. Îmi pare rău, la final de mandat ne-aduc aminte cu plăcere. Pe aceste scene, undeva sus acolo, când am depus rugământul, spuneam așa, vor fi doi primari și doi viceprimari. Cu regret spun că am dezamăgirea că a fost doar un primar și o căpușă pe spinarea primăriei. Am argumente clare. Te duci în concediu o lună jumătate și închizi telefonul și nu spui, nu întreb pe nimeni în primărie, bă, frate, nu pot ajuta cu ceva. Nu are cineva, nu-l interesează. Arde casa cuiva, nu-l interesează. Inundă, nu-l interesează, la unește acolo, arde poate, închide telefonul, nu are număr telefon, dar decât la câțiva oameni. Dacă arde un bec, e treaba primarului, dar nici măcar nu votez un stâlp și o casă la care să arzi becul, să transmiți primarului sau firmei de iluminat public becul care să arzi. Păi și atunci, aceste 26 milioane, 27 milioane, ducă-se. Și dacă este nevoie și eu plec. Nu m-am născut primar. Dar îmi iubesc cetățenii, aici doar, la orice oră din zi și din noapte. În acești 4 ani am răspuns prezent. Și astăzi, minte, când aveam procese pe rol 400, veneam la 2 noaptea și nu știam ce să încep. Nimeni nu s-a întrebat, de unde am luat primăria. Am luat o primărie într-o degringolată totală. Știu sigur că o las acolo unei locuiri între primele 10 primării din județul Bacău, din ultima primărie a județului Bacău. Și aceste converente se bazează pe proiecte europene accesate, pe nivelul la care am ajuns de colectare a fondurilor la bugetul local, pe lucrări făcute, începute, proiectate și terminate, nu doar în vise și în promisiuni de așa. Știu sigur că în urma mea rămân faptele. Dragii mei, final de mandat, tuturor care ați fost alături de mine, vă mulțumesc. Celor care nu au fost, să le dea Dumnezeu ce n-au dorit mie să nu fac. Ca să iasă ei. Eu spun altfel. Să nu mai iasă cum merită și o spun că Dumnezeu i-a sunat la capul și pe chiar nu merită. Dacă ar fi fost în viselețele negre, numai să mă gândesc că m-aș fi purtat așa cu cetățenii din comună, nu aș mai fi venit în focul, aș fi trecut dincolo de ambele unei simfonii. Restul înseamnă politică ieftină, restul înseamnă rangară și politica de haită și de grup, PSD sau ce partid o fi. Ai iubit cetățean, ați iubit comuna în care te-ai născut, înseamnă ai dărit ceva. Dumneavoastră celor prezenți aici, chiar vă mulțumesc că ați dărit ceva comunii celorlalți. Îi va judeca cetățeanul și Dumnezeu. Mulțumim domnul Pală, mulțumim domnul Mureanu și eu dumneavoastră care ați avut amabilitatea să fiți alături. Domnul primar, am văzut că de multe ori ați pronunțat. Un minut, domnul primar. De multe ori ați pronunțat final de mandat, gândind că, de fapt, aveți în intenție să nu mai convocați în ședința Consiliului Local. Ce vreau să zic, într-adevăr, în acești 4 ani s-au derulat multe proiecte. Multe proiecte au trecut prin Consiliul Local, au fost aprobate de Consiliul Local. O parte au fost început în mandatele anterioare, deci nu putem nega lucrul acesta. Nu putem trage linie și să considerăm că activitatea Consiliului Local a fost nesatisfăcătoare pe parcursul celor 4 ani. Pentru că proiectele care se derulează și care au început să se deruleze în perioada acestor 4 ani, se derulează și datorită Consiliului Local, colaborării dintre Consiliul Local și dumneavoastră și aparatul dumneavoastră de specialitate. Într-adevăr, au apărut tensiuni în ultima perioadă. Așa este, au fost tensiuni. Au mai existat, așa e, în momentul în care nu există, majoritățile sunt pe multe nepuțini, atunci tensiunile sunt mai mari, proiectele trec mai greu, dar în final nu vă puteți plânge că proiecte importante nu au fost analizate de Consiliul Local. Ele au fost și trebuie să apreciem activitatea Consiliului Local, cu excepția primilor 3 ședințe care au fost, cum au fost. Deci eu zic că, din punctul meu de vedere, ședințele Consiliului Local au fost benefice pentru comună, proiectele au fost analizate. Noi asociația trebuie implicat în ducerea la îndeplinire, așa cum prevăd hotărârile Consiliului Local. Noi astăzi puteți împuterniciți de Consiliul Local ca să ne duceți la îndeplinire. Deci eu zic că totuși a fost o colaborare pe rândul celor 4 ani. Să nu mergem pe ideea că tot timpul a fost așa. A fost o colaborare bună, așa încât trebuie să le mulțumim tuturor consilierilor, lăsând o parte situația de astăzi și de 8, 5, 3 și 5. Asta? Da, da. Și tuturor ce sunt campanie, că suntem în competiție. E o competiție loială și alegătorul este alegătorul numărul 1. El când intră în capitolul pe 5, hotărăște. Noi așteptăm rezultatul hotărârii lui. Mult succes la toată lumea. Am zis așa că astăzi o să rog pe domnul Adrian să iau un cadru și cu mine. Am zis că astăzi sunt eu președinte de ședință, ghilimele spus. Am făcut o emisiune, de fapt, aici, la Gura Vaii și vreau să spun câteva, în permisiunea dumneavoastră, doar câteva lucruri, zic că și presa poate să spun un punct de vedere. O să încep așa cu lista din capăt, da? Ciubotaru Vasile, de la PSD, absent. Bucur Lucica, de la UNR, absent. Pascu Vasile, de la UNR, absent. Mustea Viorel, da? PSD, absent. Ionică Iuliana, PSD, absent. Ienache Viorica, de la Partidul Social Democrat, PSD, absent. Panțăru Alecu, de la PSD, absent. Și mai aveam aici viceprimar Antonie Marica Constantin, PSD, absent. Ce putem spune decât și faptul că știam că televiziunea noastră vine aici, la Gura Vaii. Eu zic, măcar și pentru presă, meritam și noi respectul de a participa, pentru că prin intervenția mea, să știți, eu în general nu intervin în ședințele de Consiliul Local, pentru că așa este corect pe partea presei. Având în vedere că astăzi nu a fost o ședință, ci mai mult o dezbatere mică, televizată aici la Gura Vaii, am zis că democratic ar fi să spun și eu câteva cuvinte. Este foarte important ca un consilier local, din punctul nostru de vedere, reprezentând cetățenii, are obligația de a participa. Nu au relevanță micile divergențe sau micile probleme care sunt pe parcursul unui mandat. Apreciez de asemenea și faptul că primarul nu este obligat să participe la ședințele de Consiliu Local. Apreciez că aici, la Gura Vaii, de când am venit întotdeauna, am văzut că primarul a fost prezent. Deci, domnul consilier local și doamnele care sunt membri în acest Consiliu Local aveau obligația morală de a fi astăzi în această sală. Obligația lor este pentru cetățeni. Eu încerc să cred că poate nu vor mai candida și nu mai doresc să vină, dar aveau această obligație. Pe de altă parte, iată, sunt proiecte foarte importante pentru comunitate. Dacă ei apreciază că sunt reprezentanții cetățenilor, aveau obligația, indiferent de ce puncte de vedere sau opoziții au, sau în funcție, eu știu, poate au anumite conflicte personale sau alte interese, trebuiau să fie aici. Deci, absența nu este scuzată. Eu știu, poate sunt convins că nu se pot supăra pe mine, pentru că i-am citat aici, ei trebuiau să fie prezenți, indiferent de motiv, nu justifică absența. Așadar, eu nu vreau să citez de acum chiar și pe președintele țării care a dat un discurs și eu nu e fiind un fan, Iohannis, nu sunt un fan al marilor politicieni, dar mesajul a fost ca cetățenii să se uite la persoana pe care vor să o aleagă, să se uite din ce partid vine, să se uite dacă nu sunt certați cu legea, să se uite dacă ei locuiesc aici sau în altă parte, dacă interesele comunității îi privesc sau dacă, de fapt, ei se gândesc la interesele unde și-au domiciliu. Nu spune nimeni dacă te încadrezi și ești legal și poți să împlinești o anumită funcție, este în regulă. Dar, din punctul nostru de vedere, câte minute mai mult? 3 minute. Și eu am timpul limitat. Mulțumesc că i-am dat așa. Deci, vreau să-l felicit pe domnul primar pentru faptul și pentru proiectele pe care le-a avut în acest mandat. Vreau să-l felicit că a fost deschis de presă și noi întotdeauna am spus că nu ținem nici cu primarul, nici cu consiliere. Televiziunea exclusiv ține cu Gura Vaii, cu această comună frumoasă, oameni musculari, oameni deosebiți. Cam atât am vrut să spun, că totuși consilierii trebuiau să fie aici. Asta este condiția pe care eu, ca om, trebuie să o spun astăzi. Și să sperăm că alegerile vor fi eficiente. Dacă mai este cineva, eu de obicei... Da, cât mai merge ca seara. Consilier PNL. Gligor Făriu, consilier PNL. Bișan Florin Matos, PNL. Gamal Ioan, consilier PNL. Vârlan Casnică, consilier PNL. Acum e cazul că lumea mă cunoaște. Barbu Vasile, consilier ALDE, ultima organizație de către ea. Și a mai fost încă voi, doamna se prezenta și... Doamna secretară. Nu sunt secretar, țin locul secretarul și Reinald Daniel. Secretar de dreptul de pline, de dispoziția primarului, Reinald Dana, pe care chiar țin să o felicit, că chiar dacă suplinește pe domnul secretar, nu se este viața femeie și acest domn consilier și-au putut loc și de muncă dânse, duminică și sâmbătă când s-a venit la primărie, m-a întocmit materiale și s-a chinuit acolo ca acestor domn să le se roseze, să le pună dosarul de ședință la primărie. Este și o bătaie de joc față de instituția primăria Gura Vaii. Vă mai pot prezenta pe domnul Cioclu Gheorghe, contabil șef la primăria Gura Vaii, practic omul care a ținut comuna Gura Vaii de vreo 3-4 mandate pline. Domnul primar, în 30 de secunde, ce crezi? în acest an. Sunt 30 de secunde. Care e cel mai important proiect? Stabilitatea de economie. Să câștigăm posibil. Aveți jumătate de minut, spuneți secundă. Jumătate de minut. Din respect pentru cetățeni, vreau să expun aceste proiecte care au fost în inima mea, încă chiar m-a candidat la funcția de primar. Cel mai important dintre toate aceste proiecte cu care i-am plecat la drum a fost drumul județean 119. Era teroare. S-a realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, după notificări multiple făcute la președintele României, Senatul României, Institutul Ponta, Prefecturii, Consiliul Județean și Direcției Județene de Drumuri. Am notificări, le-am aici, chiar vreau să le arăt și domnul consilier. Chiar și astăzi v-ați putea citi, dar vă conspectez din inima mea. Într-o noapte la ora 2, prima oară din Halța Radasov, peste pijamale s-a tras o geacă și a venit în primărie și scriam așa: Domnule